Am impresia că sunteți nemulțumită de proces. Cum spun nemulțumită? Iată 6 motive de, din care ați făcut apel? Reiesă că expertiza nu-i valabilă, că în realitate deci nu a fost expertiză. Și am reușit numai pe primul punct să mă exprim, dar restul 6 n-au vrut să le asculte. Ce fel de judecat? Eu de ce am venit aici? Să mi se spună că de ajuns, de ajuns? Am avut mai multe întrebări de aici. Dacă cine v-a judecat? Nu pot să mă... Cine v-a judecat? Centrul de medicină. Centrul stomatologic municipal. V-au făcut o operație dentară și sunteți nemulțumită, da? Sunt nemulțumită, fiindcă ceea ce a făcut ei, asta e, spun că m-am folosit de ea 5 ani, dar asta e un chin cum m-am folosit. Mm-hmm. Nu mai vorbim de aspectul estetic. Și de atâta timp vă judecați, da? Mă judec. Iată, fiecare dată vin la judecată, încep a vorbi, a explica ceva și îmi spun de ajuns, de ajuns. Și în hotărâre se scrie nu ce am spus eu, dar ce a spus cuvântul. Și... ce pot să mai fac? De două ori m-am adresat în Curtea Supremă de Justiție. Tot cu dosarul ăsta? Cu dosarul ăsta. În Curtea de Apel de trei ori m-am adresat, în Curtea Supremă de Justiție de două ori. Curtea Supremă de Justiție întoarce, remite dosarul la reexaminare. Și Curtea de Apel de fiecare dată n-are când să te asculte, să vede, să vadă, să mai pună niște întrebări, dar poate că am dreptate, dar poate că nu am dreptate. Ei da. Nu vor să intre în fondul ăsta examinării. Vor să intre în esență. Ei știu că dacă mă judec în centru stomatologic și asta e instituție de stat, înseamnă că trebuie de apărat interesele statului. Și punct. Vedeți cât de brutal a fost întreruptă și din câteva ori s-a repetat și nu se ia în considerație că vrei să mai spui ceva. Și de atâta n-are nici rost să mai vii la așa judecată. Pentru că nu s-a încheiat procesul ăsta în 5 ani, cred că vă puteți plânge deja la Strasburg, la cele, nu? Nu-mi plâns. Pe cazul ăsta? Da. Și s-a pus pe rol cererea? E pus pe rol. Dar e posibil să pronunți Strasburgul înainte instanțelor interne, da? Înainte cred că nu, fiindcă și acolo trebuie de așteptat 3-4 ani, 5, unii 7, ce că aștept. Mai depinde și de, și de la Strasburg, dacă dosarul le place, mai simplu, precaută mai devreme. Nu înțeles. Se pronunță dispoziția de deciziile adoptate pe marginea dosarelor examinate. În timpul ședinței, asta e pronunțare, stimate judecători. Următorul dosar. În vederea prevederilor articolelor 421 din Codul de Procedură Civilă a Republicii Moldova, Colegiul Civil al Curții de Apel Chișinău decide respinge recursul și menține încheierea primei instanțe. Deci, martie 2009, în pricina cea la cererii tribunalului judecate, muta Lidia către Centrul Stomatologic Principal Chișinău, cu impusare de juridice material și doar o decizie definitivă cu dreptul la recurs la Curtea Supremă de Justiție, în termen de două luni. Să spun așa, știți, ca să nu obișnuiesc pe nimeni, e un dosar într-adevăr specific, nu poate să fie folosit o lucrare stomatologică timp de 5 ani de zile, probleme despre care merge vorba. Dânsa zice că se chinuie. Că... Dacă dânsa se chinuia, atunci de mult nu folosea. Dar e posibil să facă expertiză în lipsa pacientului, în lipsa dentaturii, cum, din fotografii sau cum? Expertiză se face în baza documentelor medicale, în caz când experții consideră că este necesar de a o examina și mai departe, o invită, o examinează și... Și eu consider asta nu este obligator ca să vină persoanele să o examineze. Asta e poziția lor, a fost eu dat concluzie respectivă, instanța judecată în drept să o aprecieze. E corect, nu e corect, sau... Mă rog. Eu consider că doamna Mutaf ar trebui să se liniștească, dacă e să se liniștești chiar dacă avea probleme. Eu mă gândesc că ea vei să meargă la tribunare, chiar dacă și era. Mă rog, asta e o chestie de medicală. Dar i-ați propus în tranzacția mea? Au fost discuții de care vreți și cum vreți și de scrocherii și de alte chestii.
E probleme de Dumnezeu cu dintre, cum se spune în astea. Dar e nu-i corect. Pur și simplu, suslați oamenii de la serviciu. Judecătorii sau? Nu, judecătorii, mă rog, își fac. A, medici, schimbați și ei în instanță. Dar de fiecare dată, și la centru, și la minister, și la centru de medicină. Și, mă rog, a fost o sumedenie de judecăți. El cu ce știam să vină să dea lămuriri la niște operații. N-a vorbit în instanță, chiar dacă era prezent. Păi da, el doar în dosar respectiv a fost în fond, curtea de apel. De mai multe ori, da. Curtea supremă anulat, curtea de apel, din nou, iarăși ce situație. Adică, eu mă gândesc, chiar o plăcere de la chestiile astea legate de... Poate vrea să facă dreptate. Păi nu are nimic împotrivă să facă. Dacă dreptate îți faci, când nu duci probe respectivi și... Uitați-vă, e ca așa. De atâți ani, când după un an de zile s-a adresat, spune, păi, mă rog, asta e o chestie medicală, fiecare om poate... Ce probe, dacă zici că simte disconfort și durere de la folosirea protezei, alte probe? Dacă 5 ani de zile vă folosesc de lucrarea respectivă și aveți disconfort, eu mă gândesc că dacă te doar tinsi, nu un an de zile. Dar trebuie să duc la alt medic, la altă operație sau cum? Dar nu mai la nicio altă operație, dacă era ceva acolo legat de probleme medicale, schimbau lucrarea, mă rog, asta doar să scoate, să se repară, să face, nu știu cum care e. Cum vă numiți și ce funcție aveți? Gheorghe Panov, avocat. Panov? Panov, Gheorghe. Uh-huh. Mulțumesc. Eu sunt director. Aha. Și atunci tot era director când s-a operat doamna, da? Și ce părere aveți de caz? Hai, da, el ăsta ai probleme cu legate de minte, de pașii. Dacă vreți întrebări, poftim eu gata să dau. Bun. Acum faci numai să apare declarație în demn același, sunt ce probleme. Dar și spuneți minciuni, spuneți părerea, nu? Și aveți dreptul la părere prin Constituție. Eu v-am spus și eu vă spun, e zici că nu scopite, din s-a consultat și ei mai vestiți profesor. Atunci când i-au făcut proteza sau operația. Acum la experteză? Da. Uh-huh. Domnul profesor Lupan, domnul profesor... Dar zici că n-a fost consultat, s-a făcut doar pe documente, n-a fost vizitat. Și m-am lungat pe mine. Sunt documente, eu pot să vă arăt. Deci dânsa a fost consultată de experți. Da, prin dispoziția Ministrului Sănătății, eu am fost consultat de domnul profesor Lupan, comisie. Lupan, Topală, Șerbătiuc, Nicolau și Burlan. În acele 9 luni cât a stat dosarul la expertiză, da? Da. Anul trecut, de februarie până în noiembrie. Anul ăsta chiar? Anul ăsta, da. Poți să-i consultați, cum? Clar. Din asta cum vă numiți? Anatolie Pancincă. Astăzi expertiză îți fac cu plată. Uh-huh. A fost numită expertiză, dosarul a fost trimis acolo, a fost invitat de câteva ori să achite taxa respectivă. El nu a venit să o achite. Din motivul că nu a achitat taxa respectivă, totul s-ar fi fost întors înapoi. Pe urmă s-a examinat fondul, s-a primit hotărârea, v-am spus, a fost curtea de apel, curtea supremă, iar curtea de apel. Și până la urmă cine a plătit expertiza? Nu a plătit nimeni. După, adică nu știu, nu avem informații, a plătit sau nu a plătit, nu știu. S-a adresat către... E scrie acolo să scutească măcar 50%, dar mă rog. Dacă cam cât costă expertiza? 1229 de lei.